CS Nova Force a obținut argintul în proba de dublu feminin a campionatului național de tenis de masă de la Buzău. Bianca Mira și Alexandra Vișan se antrenează împreună de mici, perechea pregătită de Angel Corbu fiind una redutabilă. Dacă pentru Bianca medalia de argint a reprezentat o surpriză, pentru Alexandra aceasta reprezintă un lucru firesc după sutele de ore petrecute în sala de antrenament. Nu ne așteptam, dar cu muncă și perseverență am obținut rezultatul pe care îl vrem. Tu te așteptai la o medalie? Da, ne așteptam. Am muncit mult și ne așteptam să luăm medalie. Se putea obține mai mult, dar o să muncim mai mult. Am mai avut multe rezultate la Junior 3, fiind am avut locul 3 la echipe și suntem în primele 8 la individual, fiind favorite. Următoarea competiție pentru tenisul de masă giurgiuvean, paleta de argint, va avea loc între 29 iunie și 2 iulie la Bistrița. Antrenorul Angel Corbu speră că micii tenismeni de la CS Nova Force să poată ajunge la competiție, susținând că mulți dintre ei așteaptă acest moment de cel puțin 2 ani de zile. Este strict necesară participarea la această competiție națională. E păcat că copiii ăștia care îi vedeți lucrează de mai bine de 2 ani, 2 ani jumate. Tot timpul mă întreabă când mergem la paletă, când mergem la paletă, când mergem la paletă. Noi anul ăsta, dacă participăm, dacă ajungem la fetele, prima echipă, avem șanse de cel puțin de 75, dacă nu 80, de medalii. Echipa a doua e de pentru la anul de perspectivă. Deci e strict imperios necesară participarea la această competiție. Într-adevăr, e puțin mai greoaie financiar, pentru că noi participăm, n-am cum pe cine să las, pur și simplu. Avem două echipe de băieți, două echipe de fete.